Bună ziua, sunt Tatiana Andrieș și astăzi vom lucra împreună, pentru că mă adresez doamnelor începătoare, un suport pentru ouă. După cum vedeți, eu am făcut probele mele, am făcut unul un pic mai înalt și unul un pic mai scurt, mai jos ca dimensiune. Oricum, noi astăzi îl vom lucra pe acesta, care este mai înăltuț. Înăuntru, după cum vedeți, sta foarte bine un ou normal. Dacă doriți să lucrați și oul croșetat, pe pagina mea de YouTube găsiți și tutorial pentru ou. Această lucrare, așa cum vă spuneam, este pentru doamnele începătoare și pentru a lucra acest proiect am folosit firul Bravo de culoare crem și culoare roșie. Apoi am folosit un fir despărțitor, vom avea nevoie de foarfece și nu în ultimul rând vom avea nevoie de croșet și vom lucra cu croșetul numărul 3. Fiind prezentate acestea, eu propun să începem să lucrăm. Veți vedea că este foarte ușor de executat, nu este mult de lucru la acest proiect. Și îndreptând camera în jos să puteți vedea ceea ce eu execut, vom începe prin a lucra în cercul magic un număr de 6 piciorușe scurte. Unu, doi, trei, patru, cinci și cel de-al șaselea. Deci am făcut un număr de 6 piciorușe scurte, vom închide cercul magic și vom închide rândul cu piciorușa alunecat. Începând cu acest rând, vom pune firul despărțitor și în corespondența fiecărui picioruș vom face o mulțire. Deci la sfârșitul acestui rând vom avea un număr de 12 piciorușe scurte. 2 6 8 10 și 12. Deci aici vom face ultimele două piciorușe scurte. După care vom da deoparte firul despărțitor și vom închide și acest rând cu picioruș alunecat. Acum, rândul următor. Va fi nevoie să fiți un pic mai atente, pentru că vom folosi tehnica backloop. Ce înseamnă aceasta? Aceasta înseamnă că nu vom lua pe croșet firul întreg, ci vom lua doar partea din spate, partea din spate a firului, partea din spate a acelui V care se formează când lucrăm un picioruș normal. Și lucrând backloop, vom face în felul următor. Întâi și întâi vom lua odată firul pe croșet. Vom intra în partea din spate a primului picioruș. Vom trage firul și după cum vedeți, pe croșet avem 3 fire. Le vom închide pe toate 3 împreună. Aceasta înseamnă că am lucrat
o jumătate de picioruș dublu sau picioruș înalt. Așa. Voi face un ochi de lanț, voi lua din nou firul pe croșet, voi intra din nou în același loc și voi face pentru a doua oară o jumătate de picioruș dublu. Iau firul pe croșet, mă îndrept către următorul picioruș în partea din spate de clup și voi face o jumătate de picioruș dublu, un ochi de lanț și din nou același ochi, o jumătate de picioruș dublu. Și continuăm astfel până la sfârșitul acestui rând, iar în momentul în care vom termina acest rând, vom avea un număr de 12 astfel de evantaie, să le spunem. Vedeți forma pe care o prind, exact ca un mic evantai. În felul acesta vom continua lucrând toate cele 12 ochiuri. Eu sper că se vede, pentru că laptopul meu este undeva de o parte și nu reușesc să văd dacă se observă bine ceea ce lucrez. Vom continua astfel până la sfârșitul acestui rând. Noi ne întâlnim la sfârșitul rândului. Am ajuns la capătul acestui rând. Voi îndrepta un pic mai jos, poate va fi mai bine. Și vom închide rândul exact în ochiul unde am închis prima jumătate de picioruș dublu. Vom închide cu fir alunecat. Și tot cu fir alunecat ne vom îndrepta către mijlocul evantaiului, deci spațiul format de catena care este între cele două piciorușe. Și aici de nou vom lucra o jumătate de picioruș dublu, un ochi de lanț, o jumătate de picioruș dublu, apoi vom continua în următorul spațiu, o jumătate de picioruș dublu, un ochi de lanț, urmat de o nouă jumătate de picioruș dublu. Ne deplasăm către următorul spațiu și vom lucra în felul acesta până la capătul rândului. După cum ați observat în rândul anterior, în momentul în care am făcut cele jumătate de picioruș dublu, nu știu dacă ați observat, am lucrat, deci am prins toate trei firele, am tras odată firul, le-am închis în felul acesta, apoi am lucrat un ochi de lanț. Acum nu. Acum am închis piciorușul, am lucrat un ochi de lanț și continui cu jumătate de picioruș dublu. Și ne vom deplasa astfel în fiecare dintre evantaiele care s-au format în rândul anterior. Voi lucra împreună cu dumneavoastră acest rând. Așa va fi mai ușor să înțelegeți modul în care lucrez. Eu sper să se vadă. Modelul în sine este foarte ușor, de aceea
M-am gândit la dumneavoastră, doamnele începătoare, care în felul acesta puteți realiza acest suport pentru ouă, în care, așa cum vă spuneam, fie puteți pune ouă croșetate, fie puteți pune ouă vopsite, ouă adevărate, și astfel puteți decora masa pentru Paște. Aici unde sunt eu la lucru, duminică este Paștele, de aceea am fost și sunt încă un pic absentă pe pagina grupului și pe canalul de YouTube, pentru că am avut foarte mult de lucru și am încă. Am ajuns la capătul acestui rând și din nou vom închide exact în locul unde am închis primul picioruș, jumătate de picioruș dublu. Vom închide cu fir alunecat. Voi intra cu fir alunecat în primul spațiu dintre cele două piciorușe. Dacă vă uitați cu atenție, de acum se disting foarte bine vantaiele. Și voi lucra din nou o jumătate de picioruș dublu, un ochi de lanț, o jumătate de picioruș dublu. Ne vom deplasa către următorul arc. Fiți atente care este următorul arc, nu intrați între arcuri. Așa, și continuăm să lucrăm în felul acesta două rânduri. Deci vom termina acest rând și vom lucra și cel de-al doilea. Noi ne vom întâlni când vom termina de lucrat aceste două rânduri. Termin și aceste vantai și apoi vom continua singure. Sper foarte mult ca dumneavoastră să fi înțeles modul de lucru. Am ajuns la capătul primului rând. M-am reîntors la dumneavoastră pentru a vă arăta din nou modul unde trebuie să închideți și acest rând. Deci aici, unde ați închis prima jumătate de picioruș dublu. Veți închide cu picioruș alunecat și tot cu picioruș alunecat vă îndreptați din nou către mijlocul evantaiului și lucrăm, așa cum ați văzut, în continuare o jumătate de picioruș dublu, un ochi de lanț, o jumătate de picioruș dublu și continuăm cu următorul evantai. Deci vom lucra și cel de-al doilea rând. Ne întâlnim la capătul acestui nou rând. Am ajuns și la capătul acestui rând. Vom închide așa cum ați văzut și până acum, exact în ochiul unde am închis piciorușul, jumătatea de picioruș dublu din rândul anterior. Mă voi deplasa către mijlocul arcului care s-a format, către mijlocul evantaiului cu picioruș alunecat. Iar acum, aici, în interior, voi face un picioruș scurt. După care, voi lua firul odată pe croșet și mă voi deplasa în mijlocul următorului evantai. Și aici voi lucra un număr de 5 jumătăți de picioruș dublu. 1, 2, 3, 4 și cel de-al cincelea. În următorul spațiu din următorul evantai vom face un picioruș scurt. În felul acesta se va crea acest colțișor. Și vom continua. Deci am făcut un picioruș dublu. În următorul evantai vom face din nou de 5 ori o jumătate de picioruș dublu. Cred că m-am exprimat greșit, am făcut un picioruș scurt acolo.
dar vă rog să mă credeți că sunt foarte obosită. De azi noapte, de la 2:30, eu sunt în picioare. Și acum este ora 1:30. Este ora la care sunt liberă, dar am spus totuși să fac acest scurt tutorial. Deci am lucrat cele 5 jumătăți de piciorul dublu. În următorul evantai voi face un piciorul scurt și vom continua din nou cu 5 jumătăți de piciorul dublu în următorul evantai. Astfel vom lucra până la sfârșitul rândului. Noi ne vom întâlni la sfârșitul acestui rând. Am ajuns la capătul acestui rând. Vom închide aici unde am făcut primul picioruș scurt. Vom închide cu fir alunecat. Vom tăia firul și vom închide lucrul. În felul acesta am terminat partea superioară a suportului pentru ou. Acum voi ascunde firul, eu îl voi ascunde cu croșetul. Dumneavoastră vă sfătuiesc să-l coaseți. Eu, din lipsa timpului și pentru că vreau totuși să vă arăt ceva nou, am închis în felul acesta cu croșetul. Acum voi întoarce din nou suportul, după cum vedeți, este foarte drăgălaș. Îl vom întoarce cu partea de desubt, deasupra, și vom începe să lucrăm suportul. Pentru a lucra suportul de desubt, voi folosi firul de culoare roșie. Voi lăsa o bucățică aici și voi intra, după cum vedeți, avem primul rând, cele 6 piciorușe scurte, al doilea rând, unde sunt cele 12 piciorușe scurte. De la aceste 12 piciorușe scurte am plecat cu evantaiele, deci în tehnica becluc, și s-au format aceste goluri, aceste găurele. Vom intra în una dintre aceste găurele, vom atașa firul roșu și voi lucra un ochi de lanț prinzând amândouă firele, deci amândouă capetele de fir. După care voi continua, voi lăsa firul, îl voi abandona, voi continua lucrând alte 4 ochiuri de lanț. Deci vom avea un total de 5. 5 ochiuri de lanț. 3, 4 și cel de-al 5-lea. Așa. Acest fir îl voi da deoparte. Vom sări un picioruș de aici și vom intra în următorul. Vom intra în următorul și vom închide cu piciorul alunecat. După care vom face din nou 5 ochiuri de lanț. 2, 3, 4, cel de-al 5-lea și din nou vom sări un picioruș, vom intra în următorul și vom închide din nou totul cu piciorușa alunecat. Și continuăm în felul acesta. 2, 3, 4, 5. Voi sări un ochi, voi intra în următorul, voi închide cu fir alunecat, 5 ochiuri de lanț, 1, 2, 3, 4, 5.
simți? Voi sări din nou în picioruș, voi intra în următorul, voi închide cu fir alunecat, voi face alte 5 ochiuri de lanț, 2, 3, 4, 5. Voi sări un picioruș, voi intra în următorul, cu fir alunecat, 5 ochiuri de lanț, 1, 2, 3, 4, 5. În acest moment am obținut 1, 2, 3, 4, 5, aceasta este cea de-a șasea petală. Cea de-a șasea petală o vom închide exact în locul de unde am plecat cu primul arc de 5 ochiuri de lanț. Vedeți? Sal un ochi în felul acesta. Voi închide din nou cu picioruș alunecat, îmi rămâne un fir în urmă. Acum la urmă trebuia să se întâmple ceva. Așa, în felul acesta. Acum, prinzând și acest capăt de fir, voi intra în primul arc format de cele 5 ochiuri de lanț și voi lucra un picioruș scurt. După care voi lua odată firul pe croșet și voi lucra o jumătate de picioruș înalt, de picioruș dublu. Așa. Apoi voi face un picioruș dublu. După care voi continua. Întotdeauna voi prinde și acel capăt de fir de desubt pentru a-i da stabilitate. Voi lua de două ori firul pe croșet și voi lucra un număr de 4 piciorușe duble înalte. Și avem 1, 2, 3. Cel de-al patrulea voi lua acum odată firul pe croșet și voi face un picioruș dublu, voi lua odată firul pe croșet și voi face o jumătate de picioruș dublu, deci vom închide toate 3 ochiurile împreună. Iar apoi voi face un picioruș scurt. După care mă voi îndrepta către următorul arc format din cele 5 ochiuri de lanț. Și aici voi lucra în același mod. Un picioruș scurt. O jumătate de picioruș dublu. Deci, am ținut firul aici, iau odată firul pe croșet, intru dedesubt și închid toate 3 împreună. Apoi, voi lucra un picioruș dublu. Am luat odată firul pe croșet. Acum voi lua de două ori firul pe croșet și voi lucra un număr de 4 piciorușe duble înalte.
cel de-al patrulea. Acum voi lucra un picioruș dublu. Am luat o singură dată firul pe croșet. Acum o jumătate de picioruș dublu și un picioruș scurt, după care vom trece în următorul arc. Și astfel vom lucra pe întreg parcursul de jur împrejur. Noi ne întâlnim la capătul acestui rând. Am ajuns și la capătul acestui rând. Acum vom închide în primul picioruș scurt din primul evantai cu fir alunecat. Voi scurta firul, după care îl vom ascunde cu coacul. După cum vedeți, este foarte ușor ceea ce am lucrat. Acest capăt de fir de aici îl vom tăia, pentru că deja i-am dat siguranță în timp ce l-am lucrat. Vedeți că apare ca o floare. După aceea eu voi coase acea parte. Ca o floare deschisă care primește ca oaspete un ou. Aceasta am vrut să vă arăt astăzi. Sper că v-a plăcut. Sper că se vede bine. Până în momentul în care voi reuși să cumpăr o cameră mai performantă și să reușesc să editez singură videourile care le fac, vă rog frumos să mă suportați așa cum sunt, să nu mă criticați prea tare, să dați un like dacă vă place ceea ce vă arăt, să lăsați un comentariu. Dacă aveți nedumeriri, puteți să lăsați un comentariu și eu vă voi răspunde. Vă mulțumesc din nou pentru atenție, vă doresc o zi frumoasă tuturor și ne vom reîntâlni cât de curând. La revedere!